Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom vorbi despre aprecierea calității produsului de laborator. Se va face verificându-se ambalarea și marcarea proprietățile organoleptice și proprietățile fizico-chimice după standardele sau normele interne ale fiecărui produs în parte. Din punct de vedere organoleptic se verifică mărimea, forma, culoarea, aspectul suprafețelor, aspectul în secțiune, consistență, gustul și aroma. Nu se admite a fi puse în consum produse care prezintă următoarele defecte: formă turtite, crăpate, teșite, colturi și margini rupte, defecte din procesul tehnologic sau manipulării greșite, crose cu suprafață lipicioasă sau siliposă, uscate sau tari, cu gust de mucegai, de rânced. Cu stimă și respect față de persoanele care mă urmăresc videoclipul, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă!